înainte ca acest episod să înceapă, vreau să fac promovare acestei ligi. Este liga mea, a lui Sebi și a lui Moldo. Și am promis lui Silviu că îi vei promova liga. Așa că intrați în ligă. Romures. Așa se numește liga. Vă las numele ei în descriere. Iar acum haideți să trecem la episod, băieți. Vă mulțumesc! Salutare toată lumea și bine v-am găsit aici la un nou episod. Acest episod conține FIFA Mobile. Suntem aici cu Sebi. Salut, Flavio, am găsit ceva. Iar astăzi o să deschidem un Egg Midfield Pack. Haideți să-l deschidem. Cine știe ce ne va pica? Este jucător. Deci 3. Basket point. A, nu este jucător. E bine. Da, Sebi. Lui un moldovean. La Egg Hunt. De 84. Știu, Ioniță. Bun. Milenkovic. L-avem aici. Haideți să-i dăm claim lui Milenkovic. Episodul ăsta va fi unul dintre episoadele cele mai scurte, dar o să am foarte multe efecte pe el. O să vedeți la ce mă refer prin acele efecte. Mă refer la cei care n-au fost pe live, o să aflați. O să aflați pe sfârșitul videoclipului. Nu este jucător. Nu-i jucător și nici aici nu este jucător. Sancho! Sebi, jucător. Din ce? De la Team of the Week. Da, te. Sancho de 82. Bă, merită să-l fac pe Trippier de 85. Nu. Mai bine să cumperi Aldo. Bun, deci cam asta e echipa mea, cam astea sunt rezervele mele, cam astea vor fi următoarele transferuri, le putem spune. Asta e o bijuterie, chiar acum o să aveți clipul, o părticică din live-ul în care mi-a picat. Brand. Nu poți să-l pui cu milion, deci, chiar mă trece cu acest episod, eu am fost Flaviu, iar noi ne auzim data viitoare, vă pup! Pa, uitați partea cu Brand. Familinho cu Masterinho. Ne dă punctele basket și...